Țin minte, tu e ca și cum ai umblat cu o carte pe care ai citit-o zi de zi în geantă. Tot trebuie să scoți în ziua spectacolului, ai venit, te-ai uitat pe însemnări, dar azi reamintesc unde ești, îți faci drumul din nou, dacă voi eram în stânga-ndreața, ce-ai scris acolo, nu e nicio problemă. Și la fel de serios spun că din clipa în care ai ajuns la premieră, personajele ce spuneam se gândesc chiar la tine, că nu trebuie să mai umbli cu ele, pentru că ai altceva de făcut. Nu te pun cu personajele acasă, eu dacă mă duc acasă, soția mea o să stea cu mine în pace, nu cu hotelul, știi? La formă să am o zi. Doamne ferește! Cum? Ce personaje, spune Ion Tudor, personajele se gândesc la mine. Se întâmplă ca spectacolele, și lucrul acesta, nu știu, cei care au o școală sau care sunt apropiați de fenomenul acesta al teatrului, există cazuri și cazuri. Există cazuri în care nu spectacol, tot timpul, se degradează și o pierde puțin din, sau mai mult, din energia aceea primelor reprezentații, altele care își păstrează energia sau chiar câștigă. Ce se întâmplă? Nu mă dat, am trebuit de actor proști pe care ai în distribuție. Actorii ca oameni sunt mai deștepți și mai proști. Nu le vedeam aceste două cuvinte, deștept și prost. Nu le spun. Dar există actorii. Sau tot mai... Băi, există actorii inteligenți, care știu că trebuie să păstreze spectacolul, și actorii proști care cred că dacă îi îmbunătățesc permanent forma spectacolului și nu fondul. Și din aceste motive de adaos, în care și eu pregătesc, și eu am fost prost de câteva ori, făcând lucruri de asta și mi-am dat seama, în timp,